Momente din istoria umanității au fost atât de analizate și mediatizate cum a fost minutul 109 din finala campionatului mondial de fotbal Germania 2006 dintre Franța și Italia. Peste un miliard de privitori din toată lumea au rămas încremeniți la gestul lui Zinedine Zidane, capitanul Franței, care l-a lovit cu capul în piepe pe marcul materației. Eliminat din teren, Zidane a sacrificat atât șansele propriei echipe la victorie, cât și reputația personală de cel mai bun jucător al generației sale ne afectează pe noi, deși nu am vrea, și pe cei de lângă noi. Comentatorul Martin Tyler, pentru lumea vorbitoare de limba engleză, a surprins aproape instantaneu semnificația acestui gest. Citez: Îți poți clădi o reputație în 15 ani și o poți pierde, irosi, în 15 secunde. Singura diferență dintre noi și Zidan este că ieșirile noastre mânioase nu sunt expuse și analizate în fața unui miliard de oameni. Șapte. Șapte păcate. Șapte păcate capitale. Care înfășoară, înșală și împietresc. De ce șapte? Pentru că răul poate corupe de plin, te înlănțuie. De ce capitale? Pentru că pot cauza moartea sau pot genera alte păcate care duc la moarte. Prima crimă din istoria umanității, din Geneza 4, de ce păcat a fost pricinuită? Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Textul de care mă voi folosi în această dimineață este poate cel mai cunoscut text legat de mânie din Sfânta Scriptură. Efeseni, capitolul 4, versetele 26 și 27. Fiecare cuvințel are o notă tulburătoare pentru noi în această dimineață. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n pună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Nu știu, dar aceste cuvinte parcă te bagă în ceață. Mâniați-vă, nu păcătuiți, nu dați prilej diavolului. Aceasta e tema acestei dimineți. Ira, mânia sinucigașă. Grigore cel Mare spunea felul următor. Atunci când mânia tulbură liniștea sufletului, îl sfâșie și îl rupe. Dacă mânia este într-adevăr criminală, cine se mai poate mânia atunci? O soră a citit la un moment dat acest verset într-un mod care mi-a captat atenția. Nervați-vă și nu păcătuiți! Sau, cum zicea cineva săptămâna aceasta, e o ironie la Pavel aici. Hai, mâniați-vă, să văd dacă puteți să nu păcătuiți. Și cuvântul mânie în sine ne face să ne gândim din start la câteva sinonime. Și aș vrea să observați un pic progresia. Probabil că totul pleacă de la iritare. Asta e forma incipientă, enervare, mânie, exasperare și furie, forma clocotitoare care poate să ducă la gesturi necugetate. Faptul că poate duce la pierderea reputației, înțeleg, dar în ce fel să fie un păcat de moarte? Diagnosticarea acestui păcat mortal în viața noastră este complicată de ambivalență, mâniați-vă, nu vă mâniați confuzie, pare a fi un lucru bun, dar cum poate fi atunci un păcat de moarte? Trei, subtilitate și complicitate. Nu vi se pare interesant că mânia explozivă cumva este lăsată sub tăcere și îți aduce în atenție forma mocnită să nu apună soarele peste mânia voastră? Și resemnare este un alt aspect care complică înțelegerea și diagnosticarea acestui păcat. Am auzit mulți oameni spunând, așa z eu, ce să mă fac? Fals. În fața șefului te abții, în fața angajaților, a colegilor îți este jenă și de multe ori persoanele cele mai expuse mâniei sunt persoanele cele mai apropiate de care ar trebui să avem cea mai mare grijă. Stai un pic. Dacă poți într-o anumită situație, înseamnă că poți și în alte situații. Observați cum ne găsim de multe ori o scuză într-un astfel de comportament. Oare pierderea reputației să fie singura noastră grijă în această frământare? Un exemplu grăitor pentru mine este cel al lui Richard Robles. E vorba de cazul unui spărgător înrăit care a fost eliberat condiționat după o pedeapsă de trei ani luată în urma 100 de spargeri. A încercat să facă rost de niște heroină, spunea el pentru ultima dată. Voia să renunțe la viața de delicvent, va susține ulterior, dar avea nevoie disperată de bani pentru iubita, lor și pentru, iubita lui și pentru fetița lor de doar trei anișori. Apartamentul pe care l-a spart în acea zi aparținea lui Janice Wiley, o tânără de 21 de ani, documentarist la revista Newsweek, și a lui Emily Hoffert, de 23 de ani, învățătoare. Deși prădătorul alesese un apartament arătos în cartierul de est al New Yorkului, gândindu-se că nu este nimeni acasă la ce oră, Wiley era acolo, după ce a amenințat-o cu un cuțit și a legat-o, când să plece, a venit colega ei. Ca să reușească să fugă, Robles a legat-o și pe ea. An de zile mai târziu, autorul acestui jaf povestea că în momentul în care o lega pe colega de apartament, Janice Wiley, l-a amenințat că n-are scăpare. Își va aminti cum arată, Va ajuta poliția să-i dea de urmă? Robles, care promisese că va fi ultima lui spargere, a intrat în panică, în așa măsură, încât și-a pierdut controlul. Într-un moment de nebunie, a înfășcat o sticlă de suc și l-a lovit în cap pe femei până au leșinat. După care, cuprins de o furie cumplită, dar și de frică, lea a de nenumărate ori și le-a hăcuit cu un cuțit de bucătărie. Amintindu-și de acest moment, 25 de ani mai târziu, autorul acestor fapte reprobabile se plângea. Citez. Pur și simplu o luasem razna. Am simțit că explodează creierul. Până în ziua de azi, Robles... A avut tot timpul să regrete aceste câteva minute de furie dezlănțuită. Oare ce auzim noi când ne gândim la acest exemplu în fața căruia am fost expuși? Un aspect interesant, nu-l provoca, nu-l amenința pe celălalt că nu știi cu cine ai de-a face. Înțelepciunea acestei situații îmi spune că dacă nu l-ar fi amenințat, cele două ar fi scăpat cu viață. Doi, mânia este cea mai volatilă, instabilă și inflamabilă dintre toate emoțiile. De aceea, nu te juca cu ea. Câteva minute de furie deslănțuită. Este un semnal puternic de alarmă când vorbim despre ira, mânie, irascibilitate. Și în al treilea rând, adevărata problemă a mâniei este că intră în combinație rapidă cu alte stări care o fac să fie fatală, cum ar fi panica, vinovăția sau uneori chiar pofta. De câte ori n-am regretat în această viață vorbe sau fapte făcute la mânie în momente de necugetare. Așa că atunci când te șicanează în trafic, nu-ți spune mintea cu el, că nu știi unde poate duce așa ceva. Sistemul nervos descarcă în sânge doi hormoni la mânie, adrenalina și noradrenalina. Aceste două substanțe chimice dau starea de încordare, deșteptare și aprinderea amâniei, afectând bătăile inimii, tensiunea, funcționarea ficatului și tot aparatul digestiv. Acești doi hormoni sunt mai sunt descărcați în organism atunci când întâlnim panica sau frica. Dacă vă aduceți aminte unii la Revoluție, când am fugit sau când ați fugit din fața gloanțelor sau când ai alergat speriat de un câine și ai sărit peste un gard, dacă după câteva zile ai ajuns în locul respectiv și te-ai uitat, ai rămas nedumerit. Și te-ai blocat gândindu-te dacă tu ai fost persoana care a reușit să sară și să se manifeste în felul acesta. Observați, e o substanță care îți dă o energie suplimentară. Și Imaginează-ți acum că acea energie suplimentară este folosită împotriva cuiva sau împotriva propriului copil. Am cunoscut un caz, când eram la Alba Iulia, de un tânăr care a lovit, i-a dat o palmă unui alt tânăr într-un bar, la mânie, a căzut, s-a lovit cu capul de un scaun, a fost spitalizat câteva zile după care a murit, iar el a fost închis. Astea sunt dovezi, sunt lucruri certe cu privire la direcția în care comportamentul nostru poate să ducă în anumite momente. Unul din oamenii pe care îi respect cel mai mult dintre psihoterapeuții creștini se numește Dan Ellender. El, la un moment dat, uitați ce spune despre fuzionarea mâniei cu pofta, cu dorința din sufletul nostru. Citez: pofta aproape de fiecare dată devine perversă. Perversiunea este căsătoria dintre poftă și furie. Sufletul nu este satisfăcut niciodată de gustul plăcerii, pretinde să fie stâmpărat. Atunci când foamea nerecunoscută se conjugă cu furia dorinței ca cineva să plătească pentru durerea goliciunii, suntem expuși forțați să experimentăm efectul tumultuos combinat al fuzionării violenței cu pasiunea care deopotrivă caută să folosească și să distrugă. Observați, aceasta e problema, această intrare, această combinație explozivă cu alte stări din noi, din sufletele noastre. Cât de repede îmi pierde eu cumpătul? Este o primă întrebare. Care sunt situațiile în care am tendința, să mă enervez cel mai repede. Îi surprinzător, în cartea Proverbe găsești o adevărată terapie cu privire la mânie. Sunt o grămadă de maxime pe tema mâniei și le puteți găsi acolo. Însă, surpriza, majoritatea vorbesc despre faptul că trebuie să fim atenți la această grabă, iuțime cu care reacționăm la mânie. Îngăduiți-mi să vă citesc doar două versete, din Proverbe, capitolul 14 cu 29, Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde, iute, face multe prostii. Dacă întoarcem doar o pagină, în capitolul 12 cu 16, nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde un cuvânt foarte complicat în discuția noastră. Noua traducere spune ignoră jignirea, însă cu siguranță în anumite situații trebuie să faci lucrul acesta. Cuvântul ascunde mai cuprinzător în care trebuie să te gândești, să cântărești, să știi ce extragi din anumite situații, ce poți învăța, ce trebuie să dai la o parte, și aș păstra cuvântul acesta mai complicat, mai greoi de acoperire. La fel spune și în Eclesiastul, capitolul 7 cu 9, nu te grăbi să te mâni pentru că mânia locuiește în sânul nebunilor. Cu alte cuvinte, e clar, ceea ce taxează Biblia nu o reacție de mânie, ci aprinderea, graba, iuțimea cu care reacționăm. Același lucru îl putem vedea și în Iacov, în capitolul 1 cu 19. Știți prea bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie încet la vorbire, grabnic la ascultare și zăbafnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Iacov nu zice să nu te mâni, cum am crezut eu, ani bun după ce m-am botezat ci Scriptura spune să fii încet, zăbafnic observați, Iacov ne prinde în offside, pentru că exact pe dos reacționăm, vorbim mult, ne mâniem repede, suntem foarte aprinși și arțăgoși și suntem foarte lenți, zăbavnici când vine vorba de ascultare cum răspund eu provocărilor? Asta e o altă uh, temă interesantă, maxima mea uh, favorită din Cartea Proverbei, Proverbe 15 cu 1 un om blând Potolește, sau cum spunea un comentator, dezamorsează mânia, dar o vorbă aspră atâția aprinde mânia. Observați, la mânie nu ți spune să taci, să nu vorbești, ci pur și simplu te încurajează să o faci în blândețe, într-o atitudine pașnică care îl ajută pe celălalt să se calmeze. Greu de uh, ușor de spus, greu de făcut. Ăsta e adevărul. În ce măsură? conștientizez amestecul exploziv pe care îl poate genera. Primul accident de mașină pe care l-am făcut, nu o să o uit niciodată, a fost după o ceartă pe care am avut-o cu mama mea. Nu a fost grav când am scos mașina din parcare, am atins o altă mașină, însă instantaneu asta a fost șocul pe care nu-l voi uita niciodată, mi-am adus aminte de ceea ce s-a întâmplat de acasă când am plecat 10 km în alte localitate. Și mi-am adus aminte cum o stare îți perturbă liniștea, capacitatea de a judeca și de a reacționa corect, prompt, într-o anumită situație. Dar ceea ce mă uimește la textul din FSN este că nu zice absolut nimic de această mânie explozivă. Textul te ține în corz între legitimitatea mâniei și pericolul cocoloșirii acestor emoții toxice în viața mea. ce mai periculos? Să-ți pierzi controlul sau să ții în tine amărăciune? Ce ziceți? Chiar crezi că le poți ține în tine ani de zile? Să nu ierți? Să nu poți da ochii cu cineva fără să te afecteze deloc? Fără să-ți pierzi bucuria, liniștea sufletului sau chiar sănătatea, merită prețul? Sunt absolut uluit de cunoașterea trăirilor interioare de care dau dovadă autorii scripturii. Sunt experți în trăirile, în subtilitatea, în complicitatea stărilor interioare pe care le traversăm absolut fiecare dintre noi. Însă ceea ce mă șochează cel mai tare și subliniez este că leagă în mod direct această manifestare a mâniei de influența celui rău. Dintre cele patru păcate concrete pe care Pavel le abordează în secțiunea din capitolul 4, adevărul, minciuna, vorbirea, furtul, este singurul la care ne atrage atenția să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați Prilej, ocazie celui rău, diavolului. Te termină o observație de felul acesta și te pune cu adevărat pe gânduri. Fiind o fire introvertită, știu foarte bine ce înseamnă ispita ranchiunii. Aș vrea să vă citez uh, cuvinte care pe mine ani de zile m-au urmărit și m-au ajutat să înțeleg pericolul diabolic pe care amărăciunea, adulmecarea, hrănirea noastră interioară din jigniri, din stări nepotrivite, răni pe care alții ni le-au cauzat, poate să producă. Citez. Dintre toate păcatele de moarte, resentimentul pare a fi cel mai distractiv. Ați linge rănile, a savura durerea pe care ți-o cauzează răzbunarea, este de multe ori un ospăț demn de un rege. Dar în final se dovedește că ceea ce mănânci la banchetul amărăciunii tale este de, fra, de fapt propria-ți inimă. Cotletul de pe masă ești chiar tu. Începi prin a ține ranchiună și sfârșești mânca de ea. Măcar consolarea asta să o am, îți zici. Și sfârșești consumat, măcinat de acea răutate interioară. Dacă mânia explozivă duce la agresiune și pierderea controlului, mânia corozivă îți macină pe nesimțite viața din interior. Nu știu când ai văzut ultima dată un obiect ruginit, uitat, trecut, a trecut vremurile peste el, care nu-i mai bun de nimic, nu-l mai poți folosi la altceva. Acum imaginează-ți acel obiect ruginit. Pe din interior, care arată bine la exterior, la carcasă, dar care este absolut putred și consumat și terminat în interior. Oare care-i tendința mea naturală, tiparul obișnuit de reacție? Aprinderea sau mognirea? Iuțimea sau acoperirea, cocoloșirea? Există o expresie în limba română a fi cu cap pusă. Ai nevoie doar de o scânteie ca să explodezi și să reacționezi. Cât adevăr, câtă vizualizare în această imagine. Sunt iute? Mă aprind repede? Sau am ajuns înlănțuit de gânduri de supărare? Chiar mi se pare ceva distractiv acest joc de a răzbunare? Nu știu ce ați înțeles din ceea ce v-am spus până aici. Dar cel mai tare mă intrigă acest imperativ. Mâniați-vă! Parcă sparge tiparul tuturor celorlalte păcate despre care discută: lăsați-vă de minciună, fiecare să spună adevărul, suntem mădulare unii altora. De fapt, există o legătură, așa cum vom vedea, între cele două. De asta începe cu adevărul, fiindcă adevărul îți ascute judecata sănătoasă în care vezi. Cum să te porți și să reacționezi într-o anumită situație? Însă să te lași de minciunei clar, să dezveți ceva, să te dezbraci de un anumit comportament, așa cum prezintă tiparul, să spui adevărul, e lucru pe care trebuie să-l îmbraci, să ți-l asumi, e un imperativ, o chemare, nu se întâmplă, Duhul Sfânt nu-l face dacă nu ești implicat, dacă tu nu ceri și nu cauți și nu urmărești în viața de zi cu zi să implementezi să faci ceva din ceea ce ți se spune aici. Însă, așa cum vom vedea, nimic nu se schimbă până nu ești convins în sufletul tău. Parcă în textul nostru, în problema mâniei, nu se potrivește acest tipar care străbate toată abordarea, dezvățarea, învățarea unui nou comportament și înnoirea în ce privește convingerile noastre la nivel interior. Mâniați-vă! Și nu. Pare de-a dreptul imposibil. Dacă e sincer, parcă Pavel își bate joc de noi. Gândindu-ne în mod real, palpabil, la situațiile cu care ne confruntăm. Poate că titlul predicii mele din această dimineață ar trebui să fie Indignați-vă și nu păcătuiți. Pe undeva avea dreptate acea soră, Iată învățămintele legate de problema mâniei. Patru la număr. Mânia este un mecanism de apărare și avertizare. Mânia este un dar de la Dumnezeu, șocant pentru unii, te avertizează cu privire la un pericol real sau imaginar de care ar trebui să ții seama. Mă voi folosi de un exemplu din Vechiul Testament, în 1 Samuel, capitolul 11, Nahaș Amunitul a am presurat Iabesul și a vrut să îi termine. Ei au zis fă legământ cu noi și îți vom fi supuși. Și el lansează o provocare umilitoare, batjocoritoare la poporul lui Dumnezeu. Da? Voi face lucrul acesta dacă fiecare bărbat îți scoate ochiul drept. Și oamenii sunt într-o într într situație imposibilă, nu știu ce să facă. Nu se găsește nimeni care să poată lua atitudine. Poporul plângea Saul se întoarce și citește ceea ce se întâmplă. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și cum ne încurcă, ne zăpăcește uneori de-a binele anumite texte. Versetul 6. Când auziți Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. A luat o pereche de boi, i-a tăiat în bucăți, i-a trimis prin sol în tot ținutul lui Israel, zicând, oricine nu va merge după Saul și Samuel, își va vedea boii tăiați la fel. Groaza Domnului a apucat pe popor și a pornit ca un singur om. Dacă ar fi să transpunem acum imaginea asta astăzi, e ca și cum rei și-ar arunca un cocktail molotov în mașina lui și-a zis, cine nu vine după mine, va, își va vedea mașina la fel. Ce ne arată detaliul acesta? Uneori, indignarea e singura armă disponibilă pentru a ne trezi din amorțeală și indiferență în anumite situații. Mânia este un mecanism de apărare și avertizare. Doi, mânia este o emoție neutră, dar din păcate, de cele mai multe ori, e contaminată de rău. Una din maximele mele favorite cu privire la mânie, este cea pe care a rostit-o Winston Churchill. Și el spunea: Un om este cam la fel de mare cât lucrurile care îl mânie. Mă intrigă această maximă pentru că de multe ori mă mâni pe lucruri de nimic, pe mărunțișuri, lucruri care ar trebui să poți trece peste ele și lucrurile grave cu adevărat importante, care trebuie să stârnească indignarea și atitudinea corectă, fermă, de a îndrepta rău în societate sau în jurul nostru, ne lasă reci și indiferenți. Ce ciudățenie! 3. Mânia e cea mai volatilă, instabilă și inflamabilă dintre toate emoțiile. Așa că ai mare grijă. Se aprinde ușor și intră în combinații explozive. 4. Mânia devine o problemă capitală prin agresiune, verbală sau fizică, amărăciune sau, și poate aici e șocul nostru, indiferență. Ioan Gură de Aur este genial prin cuvintele următoare pe care aș vrea să vi le aduc în atenție. Cel care nu se mânie, când are o cauză pentru aceasta, păcătuiește căci răbdarea, și aș vrea să rețineți această expresie irațională, seamănă vicii, hrănește neglijența și încurajează la rău nu doar pe cei răi, ci și pe cei buni. Incredibil ce reușește să scoată cu privire la problema aceasta a indiferenței acestui angură de aur. Și cinci, Mânia responsabilă poartă numele de blândețe. Iar blândețea înseamnă să nu fii nici indiferent, nici agresiv. Să trăiești, să te hrănești cu această tensiune. Nu uita, blândețea e fica discernământului și sora răbdării. Doi, se hrănește din compasiune și dreptate. Și trei, nu se lasă biruită de rău, ci biruiește răul prin bine. Este ca mersul pe sârmă, sau dacă vrei să-ți aduci aminte cum a fost prima dată când ai învățat să schiezi. Senzația inițială îi că niciodată nu vei putea, putea sta pe cele două fâșii în care ai încercat să te avânzi și să prinzi o anumită direcție, să te bucuri de libertate pe care ai văzut-o la alții. Aceasta e senzația de alunecuș, de lipsă totală de control pe care o trăiești în anumite momente. Și acum, de la povești la soluții. Și eu, de mâine, ce mă fac? Unu, recunoaște că ai o problemă. Acesta e punctul de la care pleacă vindecarea noastră. Nici unul din noi nu se schimbă câtă vreme nu recunoaște că are o problemă. Eu ce problemă am? De ce formă am în ei sufăr sau mă fac vinovat? Indiferență? Ieșiri sau izbucniri necontrolate? Amărăciune? Observați, păcatul de moarte al mâniei poate însemna prea repede, prea mult, prea târziu. Ceea ce mă fascinează la textul din Efeseni este că Pavel se face că uită de forma agresivă a mâniei pentru a ne atrage atenția asupra subtilității și acumulării negativității toxice noi. Dar ia uitați ce face la final, în versetul 31, ceea ce înseamnă că îi la niciuna dintre celelalte probleme nu revine. Revine la această problemă orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare sau ridicare de ton, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. La fel și în Coloseni, capitolul 3. De asta vorbim despre păcate de moarte. Când zice omorâți, Mădularele voastre care sunt pe pământ, necurăția, curvia, patima, poftarea, poft, necurăția, lăcomia care este o închinare la idol. Dintr-o dată ne prezintă un ciorchine din ăsta al răului legat de dorințe, de poftele din noi, după care trece la segmentul legat de mânie și de ceea ce generează aceste atitudini cumplite în viața noastră. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri de mânie, de dușmănie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Ce suită înspăimântătoare, adevărați ganglioni ai răului. Eu de ce anume ar trebui să mă pocăiesc din această listă? Iată câteva consecințe înspăimântătoare, înfricoșătoare. Certuri, răni fizice sau sufletești, jigniri, înstrăinare, dușmănie, relații rupte, ură, depresii, calomnie, blasfemii, ucideri sau poate chiar sinucidere. Avem cazul lui Absalom din Vechiul Testament, fratele lui Amnon, care o necinstește pe sora lui și spune, Absalom n-a vorbit nici bine și rău, nici rău, dar a început să-l urească, urască. După doi ani de zile, îl omoară. În Evanghelie ni se spune despre Iuda Iscariotean, împreună cu ceilalți ucenici, le-a fost necaz. Și în cele din urmă, nu doar trădarea și vânzarea, ci și sinuciderea reprezintă o combinație explozivă de stări care în cele din urmă se răsfrâng asupra lui. Merită? Al doilea aspect practic. Suspendă, amână, stăpânește-ți reacția de moment. De ce să nu explodezi? O să-ți pară rău, sigur vei regreta. Doi, pentru că îmi întunecă judecata. Și trei, pentru că poate fi fatal. Al treilea pas, practic, spune, comunică celorlalți când ești iritat. E atât de simplu, numai aspectul ăsta, dacă am ține cont de el, să comunicăm celor din familie. Am avut o zi nasoală, mă simt încărcat, împovărat de anumite lucruri de la muncă. Aș vrea să-mi acorda circunstanțe atenuante, să mă înțelegeți. Spune celorlalți că e supărat. De ce să nu apună soarele? Pentru că este o travă? Pentru că este autodistructivă? Și pentru că este malefică, spune Pavel. Patru, al patrulea pas practic, ține un jurnal al mâniei. Sau mai precis, localizează sursa mâniei tale. E o carte fascinantă pe care vă recomand. Arun Gandhi, nepotul lui Mahatma Gandhi, a scris uh, o carte intitulată Dar Mâniei și alte lecții pe care le-am învățat de la bunicul meu. Și prima lecție este legată de mânie. Crescând într-un context în care a fost de, de multe ori agresat în uh, ce privește interacțiunea asta cu diferite culori și diferite uh, țări și oameni din uh, alte contexte, și doi ani de zile pe care i-a petrecut cu bunicul lui, bunicul i-a cerut cu un creon și un caiet să-și noteze toate momentele în care e mânios, să-și analizeze trăirile, stările și să caute să se înțeleagă pe el. Și aceasta e provocarea pe care vă lansez în această dimineață. De un raf de genul acesta, nu scăpăm cu una, cu două. Ai nevoie de un timp în care să-ți monitorizezi sufletul, viața interioară, în fața acestor provocări. 5. Cântărește opțiunile. Nu știu de ce a devenit pentru mine subiectul acesta, unul atât de apetisant, dar am găsit o carte scrisă de o doamnă, Harriet Lerner, Dansul mâniei, în care vorbește în mod special despre mânia cu care se confruntă mai mult femeile. Și uitați ce spunea ea la un moment dat. Mânia este un semnal și încă unul vrednic de luat în seamă. Mânia noastră ar putea fi un mesaj că am fost răniți, că drepturile noastre au fost încălcate în mod abuziv, că nevoile sau dorințele noastre nu sunt împlinite în mod corespunzător sau pur și simplu că ceva nu este în regulă. Mânia noastră ne-ar putea spune, transmite, că nu ne ocupăm de o problemă emoțională importantă din viața noastră sau că prea mult din sinele nostru Credințele, valorile, dorințele și ambițiile noastre au fost compromise într-o relație. La fel cum durerea fizică ne spune să ne luăm mâna de pe o sobă încinsă, durerea mâniei noastre păzește, protejează integritatea sinelui nostru. Ce nume îți comunică ție mânia? ce nevoi, valori, convingeri, așteptări sunt compromise în relație și ce opțiuni am. Al șaselea pas practic, nu da voie amărăciunii să doarmă în același pat cu tine. Cuvântul biblic pentru asta este iartă. Există o paralelă fascinantă în Noul Testament între textul din Efeseni 4 cu 27 și Roman 12 cu 19. Este aproape identic, spune să nu dați loc diavolului și spune nu vă răzbunați singuri, faceți loc mâniei lui Dumnezeu. Dacă vrei să te liniște și să scapi de resentimente, trebuie să îl încredințezi în mâna Domnului și să crezi că Dumnezeu îi un judecător drept care va interveni și la momentul lui știe cum să lucreze și să ne prelucreze pe fiecare dintre noi. 7 cel cu care voi încheia, asumați o atitudine responsabilă. Care sunt lucrurile pe care nu le pot suporta? Atât de frumos Alex Dima când a fost la Flux ne-a spus Începe din proximitate Începe să schimbi ceva în spațiul de lângă tine Să faci ceva care nu-ți convine, care te deranjează Pentru a face lumea asta un loc mai bun Începe cu așa ceva de ce să nu fiu indiferent? Pentru că indiferența hrănește neglijența și seamănă vicii, încurajează la rău și pentru că răbdarea irațională se plătește cu vârf și îndesat. O femeie al cărei băiat a fost lovit de un șofer biat pe trecerea de pietoni, după perioada de jelire, și-a pus și și-a canalizat mânia în direcția bună și corespunzătoare. A început să ia contact cu alte persoane care au trecut prin această traumă, a început să îi încurajeze pe tineri, să le arate, să le explice, să vorbească despre durerea din suflet, pentru a avea o atitudine proactivă, pentru a preîntâmpina. Iată ce înseamnă să-ți asumi o acțiune constructivă. Și lucrul acesta reprezintă și o încurajare fantastică, că de multe ori te simți neajutorat, ispitit de resentimente, ranchiună, fiindcă simți că e singurul lucru pe care îl poți face. Fals! Poți să faci ceva, să-ți asumi o atitudine responsabilă. Ira, mânia, sinucigașa. Deci, avem sau nu avem o problemă? Oare indiferență să nu fie la fel de letală precum agresiunea și resentimentul? Indignați-vă și nu păcătuiți. Eu de ce formă a mâniei sufăr? Prea repede? Prea mult? Sau prea târziu? Mânia explozivă, mânia corozivă și mânia Congelată sau reprimată, sunt cele trei direcții fatale în care poate să ducă mânia. Și ce sunt dispus să fac pentru a îndrepta lucrurile? Cumva, soluțiile la fiecare păcat în parte, pe scurt, ar fi pentru cel furios și iute, recunoaște, amână, localizează sursa mâniei. Pentru cel amărât în suflet, recunoaște, vorbește, iartă. Pentru cel indiferent, simte, cântărește, simte mânia, cântărește și asumă responsabilitatea. Celor vulcanici, cuvântul lui Dumnezeu le spune stop. Celor introvertiți, să nu apună soarele. Celor indiferenți, nervați-vă. <laughs> Indignați-vă. Nu voi uita impresia puternică pe care cartea lui Ross Campbell a lăsat-o asupra mea, Mânia îți distruge copiii. Cred că a fost una din primele cărți pe care le-am citit pe tema mâniei. Ideea centrală a acestei cărți este următoarea. Pentru o biserică care a fost binecuvântată cu atâția copii, cea, cea mai importantă moștenire pe care un părinte o poate lăsa copiilor săi este un exemplu matur de gestionare a mâniei. Ce fel de moștenire lăsăm noi, copiilor noștri, celor care vin după noi? Dacă îmi dați voi să parafrazez ce ce spune Pavel în cu 4.30, orice iuțime, orice amărăciune și orice indiferență să piară din mijlocul vostru. Și gândiți-vă la acest proverb anonim: Mânia ca focul se stinge. Dar ce ne facem cu cenușa? Cineva m-a întrebat marți dimineața: Oare există iertare? Pentru acest păcat capital. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne vindece sufletele. Ce fel de moștenire las eu urmașilor mei?